Copreședintele Partidului Național Liberal Gorj, Dan Vâlcea, nu se aștepta la această decizie. Mai mult, Vâlcea nu mizează pe o demisie a lui Ponta din fruntea guvernului. Faptul că avem un premier urmărit penal nu este un lucru bun la imaginea României și din punctul ăsta de vedere, de aceea v-am spus că primul lucru pe care trebuia să-l facă, înainte să-și ia demisia din partid, era să plece din funcție de prim-ministru, lucru care probabil la presiunea publicului și a mediului politic se va și întâmpla. Copreședintele Alianței Liberalilor și Democraților Gorjeni, Radu Angheloiu, a declarat că decizia lui Victor Ponta de a renunța la șefia PSD a fost una surprinzătoare, însă suspendarea sa nu va afecta alianța de guvernare din care face parte și ALDE. A fost o decizie într-adevăr destul de surprinzătoare pentru viața politică românească, mai ales că vine din partea președintelui PSD, unul dintre cele mai mari partide din țară și totodată a primului ministru din guvernul care ne conduce în momentul de față. E clar că a fost o decizie politică. Nu cred că această decizie politică va afecta alianța de guvernare în vreun fel negativ. Mai mult, Angheloiu spune că toate partidele care fac parte din alianță și-au exprimat susținerea pentru Victor Ponta. Retragerea trebuia să fie discutată, susține copreședintele ALDE Gorj. De asemenea, Angheloiu a dezvăluit că șeful său pe linie de partid, Călin Popescu-Tăricea, nu se va întâlni astăzi cu premierul pentru a discuta despre decizia sa. Cert este că se dorește ca Ponta să-și ducă mandatul până la sfârșit. Aceeași părere este împărtășită și de colegul său de conducere, Marius Borcan. Eu zic că practic nu se poate întâmpla nimic. Dumnealui și continuă activitatea în funcția de premier. E un lucru chiar foarte bun până la urmă, până la lămurirea tuturor problemelor. Cred că nu mai apare și nu mai este loc de discuții în această situație și faptul că a demisionat este o decizie pe care a luat-o domnia sa și știe foarte bine ce are de făcut. Va afecta cumva și județul nostru această decizie a domnului Ponta? Eu zic că nu va afecta cu nimic județul nostru. Dumnealui a avut o activitate destul de bună la guvern și sunt convins că va continua cu aceeași forță până la terminarea mandatului. Primarii socialdemocrați din județul Gorj așteaptă însă ca Victor Ponta să-și rezolve problemele cu justiția și să revină la șefia partidului. Primarul municipiului Motru, Dorin Hanu, este de părere că premierul a făcut un gest de normalitate pentru că a respectat statutul partidului prin autosuspendarea sa din PSD. Mie personal mi se pare o decizie normală, în contextul în care la noi, în cadrul Partidului Social-Democrat, se știe foarte clar că cei care sunt urmăriți penal nu trebuie să mai aibă nicio funcție de răspundere în cadrul partidului. Sigur, eu consider că normalitatea trebuie să existe în cadrul tuturor partidelor, ca fiecare, în momentul când apar asemenea probleme, să dea un pas înapoi și, sigur, să aștepte rezultatul hotărârilor judecătorești care urmează în urma unor anchete. Deci, ceea ce a făcut domnul Victor Ponta este un lucru normal, dar eu personal consider că după ce se va derula ancheta, dânsul va reveni la funcție pe care a câștigat-o în cadrul partidului în urma unui congres. Și primarul localității Berlești, Maria Dumitrașcu, speră ca Ponta să revină la conducerea partidului, recunoscând că decizia de a se retrage trebuia să fie discutată și cu organizațiile din teritoriu. Nu comentăm lucrul ăsta. Vă dați seama că îmi pare extrem de rău. Dar dacă dumneavoastră a luat decizia asta, corect ar fi fost să fie așteptat părerea liderilor din teritoriu. Va avea cumva Gorjul de suferit după această hotărâre de a renunța la șefia PSD? Eu cred că va avea de suferit absolut toate organizațiile, nu mai județul Gorj, pentru că era un lider de nădejde, un lider puternic. După autosuspendarea lui Victor Ponta, conducerea PSD a fost preluată interimar de Rovana Plumb.